Diana, Diana, arată-mi repede, arată-mi! Uite, Diana, Iulia nu vrea să rămână în urmă. Vrea și ea cu sportivul să fie. Nu pot să cred. Ok, fetelor, doar îi poartă costumul. Care-i problema? Nu, Leala, ai văzut ce a scris sub post? Iubitul meu e cel mai bun. O să-l bate pe toți sportivii din școală. Mi se pare foarte ciudat. Nu înțelegeți că l-a îmbrăcat Partiom în costum? Partea interesantă e că costumul ăsta nu e de vânzare în magazine, că e de echipă. Fetelor, e posibil ca Iulia să-l fi furat? Ce ziceți? Ok, fetelor, trebuie să aflăm și să cercetăm. Wow, fetelor, se pare că o să ne vină iară un sportiv nou bun în școală. Fetelor, îmi pare rău, nu numai că toate vreți să fiți ca noi, dar vreți și să iubiți sportivi ca noi. Da, Nastia, am văzut cu toții că e foarte greu să fii popular în școala noastră. Sper că Gigi și Marușca nu i-au îmbrăcați pe iubiților în sportivi astăzi. Oh, nu! Asta ne mai trebuia, fraților. Oh, Gigi, despre asta mi-ai spus. Da, Patrick, asta trebuie să fie menționat. Doamne! Hei, Gigi, îți dau eu ție menționare. Cine mai joacă pentru tine? Fotbalistul meu se lasă pozat doar pe bani. Bine, bine. Hai, Artiom, să mergem. Vezi, Artiom, nu e așa de grav. M-am obișnuit. O, doamne, Iulia, chiar l-ai făcut sportiv? Artiom arată super pe tine. Marușca, desigur, Artiom e sportivul meu. O, cine e ăsta? E sportivul ăla, iubitul Iuliei. Iana Provațchi, uitați-vă! Uite, e sportivul ăla, aveți grijă cu el!